Apar reacții după ce președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat cererea oficială de aderare a țării sale la Uniunea Europeană. Tiraspolul a cerut recunoașterea independenței Transnistriei și s-a declarat nemulțumit că nu a fost consultată și partea transnistreană. Cu alte cuvinte, Maia Sandu ar fi trebuit să-i ceară voie omului de la Tiraspol al lui Putin să adere la Uniunea Europeană. În cadrul declarației emise pe site-ul așa-zisului Minister de Externe al regiunii transnistrene, se menționează că depunerea de către conducerea Republicii Moldova a unei cereri de aderare la Uniunea Europeană este o decizie geopolitică ce duce la schimbarea granițelor internaționale și a sferelor de influență în spațiul regional și la schimbarea radicală a circumstanțelor reglementării definitive a relațiilor moldo-transnistrene. Nu discutăm de Republica Moldova, discutăm despre viitorul românilor de peste Prut. Ar trebui să avem curaj să spunem măcar în această perioadă în care vedem cu câtă agresivitate Rusia își pune în operă tot ceea ce ține de aceste conflicte înghețate create cu scopul de a opri evoluția statelor create după prăbușirea URSS. Ar trebui să ne învățăm cu gândul că nu ne temem de Federația Rusă, iar faptul că ieri la Chișinău s-a semnat această scrisoare de aderare la Uniunea Europeană, să știți că înseamnă un pas extrem de important, iar noi ca români ar trebui să avem curajul să o spunem cât se poate de clar, că a sosit momentul să ne regăsim în Uniunea Europeană, pentru că suntem singura națiune din Europa despărțită fără voia noastră de către doi criminali, cum a fost Hitler și Stalin. Potrivit autorităților separatiste, cererea de aderare la Uniunea Europeană indică refuzul Moldovei de a se angaja în dialog cu Transnistria și solicită recunoașterea independenței Transnistriei de către ONU, OSCE și alte organizații internaționale. În mod evident, așa cum spune și presa internațională, vă mai spun ceva ca istoric. În 1924, când a fost creată exact pe acest ținut unde se află astăzi Transnistria, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, presa occidentală de atunci spunea că această entitate este creată cu scopul de a opri procesul de apropiere a celor două maluri ale Prutului, ale celor două maluri. Deci, din acest punct de vedere, nu s-a schimbat absolut nimic. Moscova este extrem de agresivă la ora actuală prin declanșarea conflictului militar din Ucraina. Întreaga regiune este într-o stare de tensiune fără precedent, iar conducerea Republicii Moldova face ceea ce este bine pentru cetățenii Republicii Moldova. Tiraspolul oricum n-a ținut cont niciodată de opinia Chișinăului. Pentru asta a fost creat acest conflict acum 3 decenii. Cu scopul de a opri unirea Republicii Moldova cu România. Regiunea separatistă transnistreană reprezintă circa 11% din teritoriul Republicii Moldova și se află sub controlul Rusiei, care are mii de soldați staționați aici. De altfel, sunt multe staționați aici. De altfel, sunt multe voci care spun că Putin nu se va opri la Ucraina, ci, după același scenariu, vizează și Moldova sau Georgia, ambele cu regiuni separatiste proruse.